Bună ziua, ne aflăm astăzi 20 septembrie, într-o zi frumoasă de toamnă, lângă podul lui Ștefan cel Mare, monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice, împreună cu domnul primar al comunei Ștefan cel Mare, un membru al comunității, domnul Gicu, Dobrin, și cu domnul Eugen Vaida, președintele al asociației Monumentum, coordonator al programului Ambulanța pentru Monumente. În calitate de reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, aș dori să prezint puțin evenimentul de astăzi. Este vorba de intervenția pe care Ambulanța pentru Monumente a inițiat-o împreună cu Primăria Ștefan cel Mare și cu Direcția Județeană pentru Cultură la salvarea acestui monument. Este vorba de o intervenție de salvare în condițiile în care starea de conservare a monumentului era precară. Ambulanța pentru Monumente este la al treilea an în care intervine în județul Bacău, pune umărul la conservarea și păstrarea patrimoniului din județul Bacău. A avut în 2021 o primă intervenție, a fost la biserica de la Măgirești, Xat Seșesuri, iar anul trecut a avut o intervenție la moara de apă Hazaparu din orașul Dărmănești. Mă bucur că după 2 ani de intervenții în județul Bacău, domnul Eugen Vaida a hotărât ca intervenția de anul acesta să fie la podul Ștefan cel Mare, unde situația era destul de urgentă, și sperăm ca această intervenție să fie un prim pas în salvarea și în protejarea acestui monument. Îi dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta dumnealui contribuția și intervențiile primăriei. Mulțumesc, doamnă director. Bună ziua. Sunt bucuros că a venit timpul ca acest pod să fie restaurat. Mulțumim mult domnului președinte Vaida pentru inițiativa care a avut-o să concentreze forțe la podul Ștefan cel Mare, din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Mulțumim doamnei director pentru inițiativă și prin colaborare, eu zic că o să facem ca această lucrare să dăinuie peste veacuri cum a dăinuit acest pod până acum. Contribuția noastră a primăriei din comuna Ștefan cel Mare este aceea, prin a asigura 3 mese pe zi la 18 voluntari și printre care și meseriași la Mănăstirea Bogdana. Și vreau să mulțumesc pe această cale și măicuțelor de la Mănăstirea Bogdana pentru efortul care îl depun pentru a asigura hrana 3 mese pe zi, cum v-am spus, timp de 2 săptămâni pentru acești voluntari. Cred că această acțiune o să aibă un efect nu în îndepărtare, în timp apropiat, prin punerea în valoare a acestui obiectiv. Noi ne angajăm să întreținem, să balastăm drumul și să-l întreținem ca să poată să fie circulat de eventuale turiști. Vă mulțumesc. Și aș da cuvântul domnului Dobrin, care este un veteran al acestui sat, al acestor meleaguri, și care o să ne spună mai multe despre istoria acestui pod al lui Ștefan cel Mare. Acest pod spune podul drumul Sării, care pe timpul Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș a circulat cu căruți, cu boi, cu
animal în pod care putea să meargă. În primul rând, aduc o la minte ceea ce era înainte. Drumurile nu erau asfaltate, erau de piatră, întreținute cu prundiș și mergea înainte, adică, în opinie, cu calea ferată, drumul vechi care este, traversa de două ori linia ferată. Și o tăinuit și a mers ani de zile această operă de transport care mergea până la Galați. Iar podul lui Ștefan cel Mare a făcut în două etape. O etapă făcută de Ștefan cel Mare și a doua etapă făcută de ficiorul Petru Lareș. Acest pod a tăinuit toate evenimentele care au fost, războiul din al doilea mondial, a vrut să-l dăm cu dinamite, dar n-a, probabil că n-a știut, sau ăla care a vrut să pună o postul cel mai bun, a fost bun la suflet, nu reușit să-l dărâm. Da. Mulțumim tare mult. Suntem? Vă mulțumim pentru informații și pentru că ne-ați ajutat să aflăm mai multe lucruri adineauri. Pot să preiau? Acum, domnul președinte. Bună ziua din nou. Salut pe această acțiune. Hey, important e întotdeauna, știți cum, să se sprijine pe patru piloni sau pe patru pioni, nu doar pe unul sau doi. Și de aceea noi încercăm să implicăm și comunitatea locală, Direcția pentru Cultură, sigur că este vorba și de noi, de organizație și de specialiștii pe care îi aducem, fără de care nu putem de fapt să coordonăm această intervenție, foarte grea de altfel. Mă bucur că la masă cu noi este și domnul Dobrin, o prezență de fapt și o reprezentare a comunității locale, pentru că acești oameni în vârstă au câteva informații care ne lipsesc nouă din studiile istorice, deși le-am făcut, dar pentru acest pod s-au găsit puține lucruri din toate arhivele și din toate informațiile pe care le avem. Sunt câteva lacune și ne-a ajutat să constatăm câteva lucruri. Noi am început această intervenție cu gândul să punem în siguranță podul. Aceasta era necesitatea, nu neapărat să-l restaurăm, pentru că mai sunt multe lucruri de făcut. Ce facem concret este să consolidăm culeea care s-a prăbușit, deci piciorul, la piciorul podului este un risc de prăbușire destul de mare. Acolo apa a spălat toate pietrele de-a lungul vremii și refacem această zonă, să spunem, deasupra fundației. Apoi desfacem rosturile din ciment care au fost aplicate probabil după anii 50 aici și care au făcut să se degradeze de fapt foarte tare moloanele din piatră. Vrem să oprim aceste degradări, rostuind cu mortare mai permeabile, în special de var hidraulic în acest caz, și să refacem de fapt terasamentele și sprijinile din piatră ale terasamentului vechi, pentru că datorită viturilor acestea au fost pur și simplu duse în aval, în râul Trotuș. Și încercăm, printr-o lucrare cu eforturi foarte mari, nu putem lucra decât cu excavatorul acolo, pentru că nu avem acces și trebuie să ne creăm un acces. Pietrele sunt foarte mari, unele ajung și până la o tonă. Trebuie să folosim și mijloace mecanizate pentru a le amplasa pe poziție. Sperăm noi că în curând acest pod va beneficia inclusiv de o rezolvare la nivel juridic și de o cooperare care a început deja între cele două comune pentru a fi pus în valoare, pentru că există soluții, există fonduri pentru acest tip de monument. Este un monument de categoria A, deci importanță națională și internațională, și cred că merită mult mai mult decât o restaurare, chiar și o
o accesibilizare mai adecvată pentru turiștii care vin zilnic aici, fiind pe drumul național. Avem vizitatori foarte mulți și ne bucurăm că am reușit cel puțin să facem un drum de acces până la piciorul podului ca să se vadă în toată splendoarea lui. Pentru că până în momentul de față nu se putea vedea acest pod. Puteai să mergi pe el, dar nu puteai să vezi timpanul și toate elementele, de fapt, care îl fac atât de spectaculos. Mulțumesc și eu primăriei, Direcției pentru Cultură, dincolo de implicarea financiară, cred că atunci când o autoritate își dorește să facă, să pună în valoare patrimoniul, să găsesc atâtea căi, noi suntem alături, am făcut asta de atâtea ori. De fapt, rolul nostru major este să mobilizăm autoritățile și comunitatea locală în a-și asuma propriul patrimoniu. Pentru că acest pod, în primul rând, este reprezintă o marcă a identității locale și apoi regionale și naționale. Și atâta vreme cât oamenii din comunitate au grijă de el și îl întrețin după ce plecăm noi de aici, cred că este nu numai o intervenție de succes, dar este de fapt o cale sustenabilă spre protejarea, punerea în valoare și restaurarea patrimoniului. Vă mulțumesc tuturor și să vedem cum vom finaliza aceste lucrări. Sunt, cu bine. Da, lucrări grele, dar cred că am început cu dreptul și dacă o ținem așa, va fi bine. Vă mulțumesc!